Salutare și bine v-am găsit! Ultima pădure urbană a orașului, pădurea Băneasa, este un spațiu natural supus tot mai des agresiunilor reprezentate de extinderea cartierelor rezidențiale, tăieri ilegale, braconaj, trafic și fragmentare. Liniștea pădurii și mirosul proaspăt al naturii sunt elementele principale ale locației ce o face cu totul specială. Din punct de vedere natural, zona este caracterizată de o mare varietate de specii. În arbuștii, lizierele și arborii tineri ai pădurii, încă putem auzi și chiar întâlni brotăcelul răsăritean alături de alți prieteni ai acestuia, broasca roșie de pădure, broasca rugoasă și broasca de pământ. Prezența acestor specii, aflate pe lista roșie a vertebratelor din România, indică existența unui habitat sănătos și viabil atât din punct de vedere natural, cât și pentru cei peste 20.000 de oameni care locuiesc în zonă. Printre speciile de arbor comune se numără stejarul, carpenul, teiul și frasinul. De asemenea, Pădurea este habitat pentru diverse specii de păsări, mamifere mici și insecte, ceea ce o face un loc important pentru biodiversitate în cadrul unui mediu urbanizat. La marginea sa, în partea de sud, este disponibilă spre vizitare grădina zoologică. Aflată la doar 13 km de centrul Bucureștiului, pădurea Băneasa este un loc potrivit pentru plimbări cu bicicleta tip MTB. Pădurea Băneasa a fost inițial parte dintr-o pădure mult mai extinsă care acopera o mare parte din câmpia română. În prezent se întinde pe o suprafață de aproximativ 800 de hectare și este situată în apropierea cartierului Băneasa și aeroportului internațional Anri Coandă la nord de orașul București. Pădurea Băneasa este un loc popular pentru activități de recreație și sport în aer liber, cum ar fi jogging, ciclism, picnicuri și plimbări. Există mai multe trasee marcate care permit explorarea pădurii. De asemenea, pădurea găzuiește diferite evenimente și activități organizate, precum concursuri de orientare și evenimente sportive. În ultimele decenii s-au depus eforturi considerabile pentru protejarea și conservarea pădurii băneasa. Aceasta include măsuri de protecție împotriva defrișărilor ilegale și a poluării, precum și inițiative de reîmpădurire și management sustenabil. Pădurea băneasa face parte din situl Natura 2000, o rețea europeană de arii protejate. Pădurea Băneasa joacă un rol crucial în menținerea echilibrului ecologic al zonei Bucureștiului. Contribuie la reducerea poluării aerului, oferă un habitat pentru numeroase specii de plante și animale și ajută la reglarea microclimatului local. De asemenea, este un important rezervor de apă subterană. Pe măsură ce Bucureștiul continuă să se extindă, Pădurea băneasa se confruntă cu provocări legale de urbanizare și presiunea dezvoltării imobiliare. Este esențial ca planurile de dezvoltare urbană să includă măsuri de protecție și conservare a acestei zone verzi pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a pădurii. Pădurea Băneasa este un activ ecologic și recreațional esențial pentru București, oferind multiple beneficii pentru mediu și pentru locuitorii orașului. Conservarea și protejarea acestei păduri sunt cruciale pentru menținerea biodiversității și calității vieții în capitala României. După Revoluția Română din 1989 și sfârșitul epocii comuniste din România, o mare parte din suprafață a fost transferată din proprietatea statului înapoi la persoane private. Potrivit unei estimări din 2007 a ziarului Jurnalul Național, aproximativ 10.000 de hectare ar fi fost retrocedate. Ca urmare, pădurea băneasa a devenit și un loc de dezvoltare imobiliară, care s-ar fi făcut la limita legalității sau împotriva legii, implicând mai multe personalități publice românești. Potrivit unui raport din 2008 al ziarului Cotidianul, printre aceștia din urmă s-au numărat oameni de afaceri și politicieni. Acela ziar a mai susținut că situl a fost una dintre locațiile din centrul unui alt scandal politic în care ar fi fost implicat un fost primar al Bucureștiului alături de un controversat dezvoltator imobiliar. Atât cotidianul cât și jurnalul național au citat un audit privat folosit drept justificare de către dezvoltatori potrivit căruia construirea de facilități în pădure avea ca efect pozitiv reducerea poluării fonice și au susținut că firma în cauza avea printre acționari un fost ministru al mediului. Pădurea băneasa rămâne cel mai întins spațiu verde de pe teritoriul administrativ al Bucureștiului, depășind de 3-4 ori parcurile herăstrău și tineretului. Pădurea băneasa este învecinată cu pădurea tunari, împreună asigurând zonei un microclimat cu o temperatură medie mai scăzută cu câteva grade decât în centrul Bucureștiului. Pădurea Băneasa este asociată novelei Noaptea de Sânziene, publicată în 1949 de Mircea Iliade, care se referă la ea ca la pădurea interzisă, un loc cu elemente paranormale și unde personajul Ștefan se refugiază pentru a scăpa de lumea modernă.